Al meu mare băiat, frumos, elegant și tată în același timp, care are deja 5 pisoi acasă, Miss Piggy a fătat, e deosebită, poate dai și tu de o mană un pisic. Mai bine zic bunic totuși, nu tată. Păi cum ești, tasul? Păi tasul lui Piggy sunt. Păi tasul lui Piggy? Da. Pe asta am zis. Ah, ok. Bunic de pui, da. Bunic de pui, da. Da, da, corect. Așa e. Bunicuțul, da. Bunicuțul. Bravo, mersi, mersi. Al nostru Liviuț e în continuare aici. Dacă tot este aici și încă n-a fugit de mine, n-ar avea de ce. Hai să mai povestim puțin despre finalul acestui an. Ce se întâmplă? Ce pregătești? Finalul 2020? Da. De care am vrea cu toții să scăpăm și cumva dacă n-ar fi existat în calendar, ar fi fost... Mi se pare că abia a început 2020. Abia a început, dar suntem în ianuarie 2020, practic, da? Practic vreo 3 luni a fost așa skip, știi? Nu, blank. Blank total. Da, ce să zic, e un an pe care cred că multă lume ar vrea să și-l șteargă din viață. Și de care să uite. Dar e o experiență. Da, e o experiență bună cumva, știi? Adică oricum... Ce-a făcut bun din punctul tău de vedere? Ia stai să mă pun și eu cumva pe relax așa. Dar nu mă lasă pantalonii, că am din ăștia cu turul lung, știți? Și ăștia nu-ți dau voie oricum. Ce-a făcut bun 2020? Ce-a făcut 2020 bun pentru tine, să zicem? Perioada inclusiv asta de pandemie. Păi perioada asta de pandemie a fost un moment extraordinar să mă deconectez de absolut tot și pur și simplu să mă reconectez cu mine însumi, cu lucrurile din... cu persoanele din jurul meu, chiar dacă am fost departe unii de alții, dar oricum dai mai multă atenție atunci când ești singur decât... Tu zici că eu tot mă chinui să mă călăresc pe scaun, dar nu pot cu pantaloni. Da, cine e de pantalon cu tur lăsat? Îmi plac. A fost un an liniștit, adică va fi un an liniștit, cred, din până multe puncte final. De vedere. Da, până la final. Și ceva care să ne dea așa cu șoc din partea lui Liviu Todorescu? Pot să vă zic, să nu vă zic. Ia, hai, să vă zic, devii tată, hai zi-o odată. Nu. Haide, dar chiar nu aveți de gând? Momentan nu. De ce? Pur și simplu nu a apărut, n-am luat atât de în serios subiectul momentan. Voi luați cu acte, încă nu sunteți? Nu, încă nu. Pur și simplu... Dar nici asta nu e o chestie de care fugim sau forever. Ceva. Nu, nici asta nu. Nu. Suntem foarte relaxați. Dacă la un moment dat o să am zi cu ce vrei să mă surprinzi, hai, rupem capul, zi, o să am un featuring foarte, foarte mișto anul ăsta. Așa. Este o piesă cu Joe. Hey, da, cu Joe, și noastră. O să iasă curând. Când curând? După Light Moments. După Light Moments. Mm-hmm. E da. Ideea ei, să înțeleg? Ne gândeam să facem o piesă împreună de foarte mult timp și într-o seară eram la studio, am lucrat o piesă, mi s-a părut foarte bună de duet cu Joe, am chemat-o, a tras, a fost așa un vibe. Dar de ce asta. Joe? Mi se pare o voce foarte autentică. Mm. Adică e de ajuns să cânte o notă fără niciun fel de ornament sau habar n-am ce artificiu și pur și simplu te lovește în piept, știi? Așa zici tu de ea. Da, da. Mi se pare extraordinară din punctul ăsta de vedere. Mai sunt voci foarte bune în România, dar mi se pare că Joe transmite cel mai mult. După Joe, așa, cine ar fi? Sunt multe... În adică, topul tău de preferate. Topul meu de preferințe? Păi ar fi așa, Joe, Alina Eremia, clar, e o voce extraordinară, Andra e o voce extraordinară, dar nu pot să zic că în ordinea asta ar fi ordinea preferinței, știi? Pur și simplu fiecare are aturi pe care nu poți să le compari, știi? Delia e o altă voce extraordinară. Astea-mi vin acum. Astea sunt. Astea sunt, nu? Te-aș vedea cu Alina Eremia, că Alina e și înaltă și ați face un duet superb amândoi, deci... Da, se poate. Ca și imagine, știi, întâi de toate, ați arătat foarte bine. Am și fost parte din același proiect în tinerețile noastre, deci... Long time ago. Da, da. Deci se anunță un super... Featuring cu Joe, da. Featuring cu Joe. Wow! Spre... Abia aștept. Iulie... Spre, da, iulie-august, iulie, ceva de genul. Uh-huh. Foarte tare. Da. Deci vacanțe, plecăm în Delta. În Delta, da, da. Și vrei să pleci și afară? Nu anul ăsta, zic eu să rămâi aici. Anul ăsta afară nu știu dacă e posibil să pleci. E nu știu posibil. Dacă e posibil? E posibil, dar faci atunci... nișa în zona noastră. Bulgaria, da. Grecia, nu știu dacă păi și Croația o să ne dea voie. Mi se pare că singurul loc din Grecia care într-adevăr merită și care are ceva mai mult decât România este Rodosul. Dar nu vrei tu la Mykonos, că e mult mai șmecher. Nu, n-am fost la Mykonos niciodată, vezi? Na, am judecat Mykonosul chiar are un farmec aparte Mykonos. Da? Da. E și el așa super... cu un suflu mai gay decât celelalte insule și cu o viață mult mai fierbinte, dar
are un farmec aparte, Miconos. Dar nu anul ăsta, repet, prefer dacă e să te duci dacă vrei la anul. Cu siguranță, anul ăsta, dar anul ăsta Delta, anul ăsta Delta. Da. Deci foarte e tare. Superbă. Abia și ce altă zonă, să spunem, din România ți-ar mai atrage sau unde ți-ai dori să mergi foarte tare, dacă ar fi să nu fie Delta? Dacă există o altă zonă. Sincer, nu vine nimic în minte. Absolut orice zonă care e ruptă de oraș, oricum. Clar. Ți-aș mai recomanda una, se cheamă zona respectivă Poarta Raiului. Da? Este exact sub vârful Șureanu, dacă spune ceva, ai făcut geografie la viața ta. Am făcut, dar nu-mi spune. Mă rog, zona aia munții Lotrului, obârșia Lotrului, ca să înțelegi. Petroșani, Hunedoara, Hațeg. Am înțeles. Și acolo e o zonă numită Porțile Raiului, absolut sublimă, superbisimă. Unde dacă te duci, îți spun sigur că de acolo nu o să vrei să mai pleci, vrei să-ți faci casa acolo și să rămâi, punct, și la revedere, pa! Te bagi în carantină for life. Deci, forever, și nu te-ar deranja nimeni și nimic acolo. Da. Ai zone unde să te duci să te plimbi foarte frumoase și unde să-ți petreci concedii, vacanțe, tot ce vrea mușchiulețul tău. Mm-hmm. Da, România e foarte ofertantă din punctul ăsta de vedere, sincer. Și cred că e ocazie bună să o redescoperim, știi? Pe final de discuție cu Teodorescu al meu, cu gigantul nostru mic, dacă la femeie ai niște preferințe, la băieți ce preferințe ai? Pe voce, păi... zic atenție ca să nu se interpreteze. Asta și eu zic, da. Hello. N-am preferințe la băieți în general. Da, dar... da. Asta s-a speriat. Ce a zis? Dar ce a zis? A pus o întrebare tâmpită, dar ce? Pe voce? A, te referi pe voce. Da, nu. Dar vrei, te întreba și din punct de vedere sexual, adică n-am nicio problemă. Nu, nu, nu. Păi de asta mă gândeam că mă întrebi asta și nu am preferințe din punctul ăsta. Adică de... o voce masculină cu care voce vrei masculină. Să colaborezi, dacă îți place, dacă sunt voci care să-ți placă. Mi s-ar părea foarte inedit și neașteptat să fac o piesă cu The Motans. The Motans. Da. Mi s-ar părea foarte neașteptat. Sunt foarte mișto. El e foarte mișto, solistul, foarte mișto. Îmi place foarte tare de el. Da, și fizic scrie vorbind. Niște piese extraordinare, pur și simplu. Și pe lângă... da, moldoveanul, moldovean, ce vrei, hai. și pe lângă cei de la The Motans? Unu. O voce. Sincer, nu vine nimic în momentul ăsta. Prefer să fiu sincer decât să zic ceva ce... Deci atât, The Motans. Da, The Motans. În momentul ăsta aș face un fi cu The Motans. N-ai vorbit cu ei? N-ai încercat să te apropii? Ba, da, am cochetat așa într-un fel. Cu sau el, altul. Da, mă rog, deși eu văd și trupa din spate și de-aia zic The Motans. Adică Da. Îi văd și pe ceilalți băiți. Am vorbit să ne vedem la niște sesiuni, nu s-a întâmplat, a venit și pandemia nebună și cam aia a fost. Dar cred că în curând o să facem ceva. Ar da foarte mișto povestea. Da, mi s-ar părea tare și o colaborare inedită, mișto. Amândoi sunt pe forță și ăsta micul e pe forță, cum îl cheamă? Denis, așa. Frumos Denis, da. În fine. Anyway, ăsta a fost al meu, Teodorescu, micul nostru gigant. Frumos, pregătit, cu multe surprize, după o perioadă lungă de pandemie, de stat acasă, a produs omul din plin. Plus, repet, uite, vezi, și n-am vorbit foarte tare de chestia cu TikTok-ul, care s-a petrecut pe TikTok, o serie de concerte pe care voi, toți artiștii, le-ați făcut acolo pe TikTok. A fost o serie de live-uri, nu a fost neapărat de live-uri, concerte, da, mă rog, știi? Mă rog, concerte, cumva a fost un mini-concert de pe canapea de acasă. Da, din într-un partea fel sau fiecăruia. Eu mai mult am ținut o lecție de canto. Asta mi-am propus eu să fac. Așa, da. Da, bine, am vorbit despre asta fix 5 minute dintr-o oră, dar mă rog, asta a fost și inițial. Și ce să vă spun despre el, că e foarte activ pe TikTok. Al lui Teodorescu. Sort of, am perioade. Ai perioade? Nu... Acum în ce perioadă ești? Activ sau inactiv? Inactiv, acum, inactiv, da, da. Pisica mai mult prezentă. Pisica, da, pisica e prezentă. O să-i fac Miss și TikTok. Piggy, bă băiatule, a fătat Miss Piggy niște puișori geniali. 5, dacă vreți pui de pisică, sunați-l, căutați-l pe Scrieți la adresa redacției și o să-mi transmită. Sau nu, căutați-l pe Facebook, Instagram, Snapchat și desigur Snapchat ai? Nu, no, am avut Snapchat. A avut Snapchat. Nici nu mai știu cum TikTok se numea atunci. Și scrieți lui Liviu dacă vreți o pisică. Vrei să le dai sau vrei să le ții? Vreau să dau din ele, da. A, deci bine, ați sunt cam promise. Toate? Nu toate. Vreau să păstrez două. Adică vreau să am în total 3. A, vrei să rămâi cu 3 pisici în casă? Cu mămica și cu încă 2 puișori. Dai timp să ai cumva... Le trebuie bine pisicilor, nu câinii sunt mai cu multă grijă. Să știi că nu ai nevoie să faci nimic. Mai ales dacă stau la casă, are acces tot timpul afară, poate să intre oricând. E o stradă înfundată, mașinile nu circulă. O doare la bască pe doamna pisică. Absolut. Singura problemă e că se întâlnește cu vreun motan sau doi sau trei. Ai, și începe miorlau. Zice că dacă poate o și castrezi, zice Alina. Cu siguranță se va întâmpla treaba asta. Am vrut să o lăsăm o dată să fete, pentru că... Dar de ce nu vreți voi să le lăsați? Bine, că fată într-una, săracele. Păi fată într-una, asta e problema.
înțelegi? I-ai pe coțcăreală, dă-i motane, dă-i tau-tau. M-a intrat în călduri, gata, nu mai contează nimic. Îi dedicăm iubitei și frumoasei Miss Piggy, mamă fătătoare de pui frumoși. Ceva de final, piesă, clip, ce vrei tu, Liviuț? De la mine sau? De unde vrei tu, poate și internațional. Sau de la tine, hai să vedem asta, mie îmi place foarte tare piesa. Erau... care tot rulează pe spate tu acolo. Urmele. Ta. A, urmele, așa. Urmele, bine, na, e cam tragică piesa asta pentru Piggy. Eu aș atunci ceva mai vețel, hai fie. Cum că Piggy... piesa aia despre mamele din... Lumea întreagă, nu lăsați copii pe stradă. Ne-o cântă Floricica Dansatoarea, dacă vrei. E o piesă în engleză, așa. Dar cum era? So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Ceva de genul. Știi, Alina. E o piesă despre mame, despre... Deci că despre mame, ia uzi, mămici, yeah, fătătoare Piggy, de copii. This is for you, girl. Asta e Liviu al nostru, Liviu Todorescu. Final de weekend special. Voi rețineți că în fiecare săptămână, în fiecare weekend, atât sâmbătă cât și duminica, de la ora 13:30 de minute, aici și doar aici, pe Music Channel, aveți parte de singura emisiune unde invitații, voi decideți, voi hotărâți, ei vin și vi se deschid cu totul. Pe mine m-au chemat ei? Nu, te-am chemat noi, dragă. Păi da, ai zis că invitații sunt chemați de public. Păi așa e. Da? Da. Ei scriu, ei vin, vă, vrem Liviu Todorescu. Ia luați-l, mă, mică, pe lui Todorescu, ce am eu vreo treabă. Da, eu stau de capul lor, eu-i descos, eu țițesă. Tu ești vocea poporului. Eu sunt vocea poporului. Să fie pace! Să fie pace. Ne vedem weekendul viitor. Liviu, din suflet, îți mulțumesc. Multă baftă, o vară superbă și plină de concerte, activități și de tot ce vrei. Doamne tu. Doamne ajută, în măsura în care și se poate. Și voi nu uitați, sâmbătă și duminica, 13:30, aici pe Music Channel. Weekend special vă așteaptă de fiecare dată cu multe surprize. Mircea Zara am fost eu. Un weekend fantastic în continuare vă doresc. Rămâneți cu noi, cu cei de la Music Channel și nu veți regreta nicio secundă. Ciao.